Bună ziua, ne spuneți un pic despre sala polivalentă, din nou o prezentare astăzi. Ce noutăți sau care ar fi... Care sunt diferențele dintre soluțiile propuse? Aveți 4 soluții. Okay. Care e diferența principală dintre ele și care este cea pe care o recomandați? Am încheiat o etapă a studiului de fezabilitate, după ce în prima etapă am prezentat conceptul care a fost validat, răspunzând temei de proiect. Acum studiul de fezabilitate înseamnă că au fost detaliate suficient toate elementele componente ale proiectului în variante pentru a obține devizul general, deci pentru a putea observa care este bugetul necesar pentru realizarea uneia sau altea dintre variante, așa cum va fi decis de către Consiliul Local, de către client. Am realizat două direcții de studiu, fiecare dintre ele cu două subvariante, deci în total avem 4 variante care s-ar putea realiza. Principalele diferențe dintre ele sunt concepția de trafic, dar mai ales de stocare a vehiculelor, deci de parcare, și concepția sistemelor energetice. Într-o variantă, să spunem, mai aproape de cea clasică, cunoscută, care folosește energie din rețelele de distribuție, și într-o variantă în care există sisteme alternative cu energie regenerabilă, respectiv hidrogeotehnică și solară, și care au un aport cu un anumit randament în consumul energetic al construcției, pe de o parte, pe de altă parte reprezintă generația actuală de proiecte impuse prin directivele europene și cerințele transpuse în legislația românească de a avea o componentă de cel puțin 20% din consumul energetic al construcțiilor publice în această etapă și ulterior a tuturor construcțiilor care să vină din energie regenerabilă. Asta însemnând, practic, o energie gratuită. Aceste lucruri se reflectă în costurile în utilizare, bineînțeles, în timp, deci, practic, ar trebui să ia o decizie care are în vedere așa numit concept al costului pe durata sau pe ciclul de viață al construcției și nu doar al costului de investiție. Cele două variante importante sunt una care mizează pe o sinergie între prezența pe amplasament sau amplasamente vecine a sălii multifuncționale de sport și a unei investiții de tip park and ride, adică o clădire de parcare subterană și supraterană de foarte mare capacitate, amplasată într-un nod de mobilitate intermodală, deci la intrarea, ieșirea din oraș, unde foarte multe vehicule, mai ales acelor care vin din zona metropolitană sau din altă parte, pot să fie parcate, urmând ca aici să existe transferul pe transportul în comun către zona centrală sau alte zone de interes a orașului. Este o soluție clasică și se pare că foarte potrivită pentru acest amplasament, pentru poziția sa în planul Brașovului. Asta înseamnă că, conform calculurilor noastre, nu ar trebui să facem o parcare pentru public, pentru sala polivalentă și parcul sportiv din proximitate, de mare capacitate, pentru că aceasta risca să stea goală în momentul în care, de fapt, există această capacitate de park and ride, deci, hai să spunem, de utilizare zilnică. Și atunci, prin această sinergie, investiția noastră devine mai ieftină, dar poate profita de această folosire, de acest car sharing, dacă vreți, de fapt, car park sharing, dacă vreți, în utilizare. A doua variantă nu mizează pe park and ride și presupune realizarea de parcări semi-îngropate, subterane, de fapt, pe două niveluri, la capacitatea care rezultă din numărul de locuri, ceea ce este, sigur, o ipoteză, dar scumpește investiția. Care ar fi capacitatea pentru parcarea din scenariul al doilea și ar putea fi folosită această parcare ca și park and ride, ca în scenariul întâi? Nu cred. Park and ride înseamnă altceva. Capacitatea este de circa 500 de locuri. Uh-huh. 500 de locuri. Îmi cer scuze că a trebuit să deschid niște fișiere ca să văd numărul exact. Sigur, sala polivalentă beneficiază de parcare proprie pentru că există parcările pentru personalul care utilizează sala,
pentru VIP și pentru presă, care sunt prin norme, să spunem, necesare și nu pot fi mutate pe o capacitate de parcaj public. Modul de gestiune a unui park and ride este cu totul altul. Este un alt business. El trebuie să aibă o economie proprie și nu văd cum s-ar putea aceasta mixa cu ce înseamnă sustenabilitate economică a sălii. Ca și costuri, ne puteți spune pe la ce estimare ați ajuns? Nu vă voi spune costurile. Ele sunt extrem de complex ilustrate în devizul general. Există discuții foarte importante cu Direcția Tehnică a Primăriei și, bineînțeles, cu Consiliul Local, deși vor decide care este varianta respectivă. Deci ăsta e motivul pentru care nu vă pot spune costurile, pentru că există foarte multe subtilități și combinații. Deci domnilor au posibilitatea să facă o selecție, să construiască, de fapt, costul. Dar dacă ar fi să le luăm pe scenariile mari, să zicem... Pot să vă spun alt lucru în acest moment, că, sigur, la solicitarea clientului am realizat comparații cu alte săli polivalente. Lucrul ăsta este foarte important, trebuie să vedeți la ce concluzie ai ajuns. În România nu este foarte ușor să faci astfel de comparații, pentru că sunt puține săli polivalente realizate și încă câteva, nu foarte multe, în studiul de fezabilitate sau proiect. Pot să vă spun că am ajuns la prețuri absolut rezonabil comparabile, de circa în jurul a 1300 de euro construcții montaj pe metru pătrat, ca să spun așa, în condițiile în care avem o gamă de 1200-1600 de euro pe metru pătrat la proiectele din România pe care le-am studiat, inclusiv sala polivalentă de la București, de la Oradea, în Șantier, de la Bistrița, în studiul de fezabilitate și de la Cluj-Napoca, care am făcut tot noi, și acolo am făcut o comparație ceva mai subtilă, pentru că am vrut să nu comparăm mere cu pere, pentru că dotările pe care le facem la Brașov și alte elemente de temă sunt diferite, dar făcând aceste corecții am ajuns la valori asemănătoare, inclusiv ținând cont de ce a semnat construcția între 2011-2014 și ce va semna probabil de acum înainte. Mai mult nu ne-am oprit aici, ne-am uitat la ce înseamnă o sală de acest tip în Europa, în Europa Centrală și de Est, în țările vecine, în Ungaria, în Polonia, mai ales, care au multe investiții de acest tip pe care le-am observat și chiar ne-au folosit unele ca sursă de comparație sau chiar de inspirație, dar și în Germania și în țări occidentale și Snabina. Deci concluzia este, recomandarea este clară. Recomandarea este a se face acest park and ride. Mi se pare o idee extraordinar de bună, care aparține primărie și chiar am găsit-o când am început să lucrăm la acest proiect, deci a precedat proiectul pentru această sinergie și a folosi soluțiile cu pompe de căldură, care sunt, sigur, soluții care vin într-un viitor pe care trebuie să transformăm în prezent. Pentru că din spate cum mai vin întrebări legate de asta, există vreo problemă de implementare acestui complex pe terenul ales? Problema de implementare, întrebarea e puțin vagă, nu știu exact la ce vorbim de terenul mlăștinos. Am auzit aceste discuții, nu. Nu este absolut nicio problemă de a realiza orice construcție, nu numai această sală polivalentă, acolo, în Brașov și oriunde pe terenuri dificile, tehnologiile contemporane, știința structurilor de construcții aduce soluții de a construi inclusiv pe fundul mării sau în mare sau pe Marte. Dar nu suntem pe Marte și nici pe fundul mării, suntem pe un teren sensibil cu care, eu înțeleg foarte bine, brașovenii nu sunt obișnuiți cu astfel de terenuri care sunt foarte prezente în sudul țării, spre exemplu. Toată Oltenia e cu astfel de terenuri, cu lâsuri, cu terenuri macroporice sau lichefiabile, cum se numesc, care sunt extrem de sensibile și mai au și seismă. Deci lucrurile astea sunt absolut rezolvabile. Noastră sunteți obișnuiți la Brașov cu Roca, cu Mostăvarul, cu stânca sap undeva și dau de stâncă și împreună dinamită ca să-mi fac sub fundațiile. Aici e invers, dar lucrurile sunt perfect rezolvabile și prezente.